Pregătirile pentru iarnă sunt întoi în această perioadă la Cernavodă. Până acum au fost achiziționate 80 de tone de sare industriale, 400 de tone de nisip și 44 de tone de clorură de calciu. Pe lângă materialele antiderapante, 10 de utilaje sunt gata să intervină pentru scoaterea orașului de sub nămeți, atunci când vremea de afară va impune acest lucru. Pentru sezonul de iarnă, noiembrie 2014, martie 2015, s-am pregătit cu utilaje de dezăpezire, mașini cu lamă, mașini de preparat și împrăștia clorură de calciu și buldoi excavatoare, dar și cu materiale antiderapante, sare și nisip și clorură de calciu. Utilajele de dezăpezire vor interveni pe străzile din Cernavodă când stratul de zăpadă ajunge la 10 cm. Noi suntem anunțați cu o zi înainte sau în ziua respectivă sau nu suntem anunțați deloc. În cazul în care nu suntem anunțați sau chiar dacă suntem anunțați, se intervine în momentul în care stratul de zăpadă ajunge undeva la 10 cm. Să poată interveni utilajele cu lamă și preventiv se pregătește carosabilul cu clorură de calciu. În timpul iernii, primele străzi pe care se intervine cu materiale antiderapante în Cernavodă sunt cele în pantă. Pentru o bună desfășurare a traficului, aceste artere vor fi stropite cu clorură de calciu, deoarece substanța degajă căldură în contact cu gheața și topește poleiuri sau zăpada până la minus 30 de grade.